Lucius Saizu vă prezintă știrile Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, iată care sunt principalele știri de astăzi. Imagini incredibile cu ambasadorul Belarusului din Ucraina, care a fugit astăzi de dimineață în Moldova. Grănicerii l-au lăsat să treacă însă după ce i-au predat o lecție biblică. Un camion plin cu nisip s-a răsturnat peste doi copii, doi frați gemeni de 12 ani. S-a întâmplat în județul Vaslui. De supărare că la nota 4 la biologie, un elev din Craiova a sărit pe geamul de la clasă. Lupta cerbe continuă pe toate fronturile în Ucraina. Nemulțumit de avansul invaziei, Vladimir Putin a dat undă verde folosirii unor arme de ultimă generație. Rachete hipersonice Kinjal au lovit vestul țării vecine. Situația din Mariupolul, încercuit de forțele Federației, devine critică. Numărul civililor uciși crește alarmant, iar operațiunile de căutare a supraviețuitorilor în urma bombardării Teatrului Dramatic din oraș sunt încă în plină desfășurare. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Invazia Ucrainei devine o fundătură pentru Putin. Pierderile militare sunt uriașe. Ucrainenii spun că au ucis peste 14.000 de soldați ai Federației. În cazul în care informațiile ar fi în acord cu realitatea, ar însemna că armata rusă a pierdut în 3 săptămâni de război mai mulți militari decât au făcut-o Statele Unite în decenii de conflict în Irak și Afganistan. Președintele ucrainean crede că prețul uriaș de sânge plătit de ruși îi va aduce pe aceștia la masa negocierilor. Tomu pregovore pro mir, pro bezpecul la nas, pro bezpecul la Ucraina. Вони змістовні, чесні, без затягування. Це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. І настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися. Nici pierderile ucrainene nu sunt însă de neglijat. Bombele rusești au făcut măcelă în rândul populației civile. Mariupolul este deja oraș martir. Продовжуються рятувальні роботи на місці підриву окупантами театру, в якому маріупольці ховались від обстрілів. Використовували його як укриття. Як відомо, на цей час вдалося врятувати більше 130 людей. Але під завалами знаходяться ще сотні маріупольців. Попри обстріли, попри всі складнощі, ми будемо продовжувати рятувальні роботи. Din păcate, cu fiecare oră care trece, crește posibilitatea ca salvatorii să descopere doar cadavre în subsolul Teatrului Dramatic din Mariupol. Aproximativ 800 de oameni se adăposteau înăuntru și găteau. În momentul în care clădirea s-a prăbușit, doar 100 de oameni au reușit să fugă. Atacurile ruse asupra orașului în care cândva trăiau peste 400.000 de oameni nu au contenit niciun moment. Deja primele elemente de infanterie își fac simțită prezența în centrul Mariupolului. Puține sunt clădirile care au rămas neatinse de proiectile în localitatea pisată de artileria Moscovei de săptămâni întregi. За що? Скажіть, от за що? В чому ми винуваті? Перед ким? Oamenii care au reușit să fugă din Mariupol relatează dezastrul din orașul aflat sub asediu. Un 35.000 de oameni au reușit să scape din acest infern. Restul sunt captivi într-o zonă măturată zilnic de bombe. Oamenii au ajuns să-și îngroape morții pe peticele de pământ din fața blocurilor. Nu, смотри, вот просто люди закапывают трупы своих соседей у себя во дворе. Вот просто во дворе, блядь. Вы понимаете вообще, до чего докатился наш город? То есть то, что люди закапывают своих соседей, которые лежали тут по четверо суток, просто закапывают сами, делают им могилу, закапывают в ковре, в пленках. Это просто, это катастрофа, нахуй. Crizei umanitare îi se suprapune acum și una economică. E puțin probabil ca orașul să-și poată reveni prea curând. Infrastructura este compromisă, iar combinatul metalurgic Azovstal, care aparține miliardarului Irina Takhmetov și una din cele mai mari fabrici de profil din Europa, a fost făcut una cu pământul de bombele rusești.
Chiar și în aceste condiții, avansul trupelor rusești nu este cel anticipat de strategii de la Moscova. Așa că, în premieră în acest conflict, Armata Federației a primit undă verde pentru a folosi arme hipersonice. Mai multe rachete Kinjal au țintit un depozit subteran de muniție ucrainean situat în vestul țării. Ambasadorul Republicii Belarus în Ucraina a fost umilit de grănicerii ucraineni în timp ce voia să treacă frontiera către Moldova. Aceștia i-au oferit simbolic 30 de arginți, prețul trădării lui Iuda. Lucrurile scapă de sub control și în Transnistria. Trupele de ocupație rusești au arborat ostentativ steagul Uniunii Sovietice. Vă rozumiți ucraińskou mowu? Rozumiem, dуже добре. Будь ласка, відрекомендуйтесь на звідси посаду. Відрекомендуйтесь на звідси. Представтесь. Я підполковник Горбець. Я чрезвичайний повномочний посол Республіки Білорусь в Україні Соколи Ігор Сергійович. În valul de refugiați ucraineni care încearcă să intre în Republica Moldova s-a strecurat și ambasadorul Belarusului la Kiev. Odată identificat de grăniceri, aceștia au aplicat o adevărată lecție de umilință în timpul unui interogatoriu. Totul în contextul în care, sub pretextul unor exerciții militare comune cu Federația Rusă, Belarusul a permis trupelor invadatoare să atace Ucraina de pe teritoriul său. Наш голова державної прикордонної служби України, генерал-майор Дейнека Сергій Васильович, наказав передати вашому председателю пограничного комитета Республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лапо пламенний привіт і лично передати 30 серебряних. Це приказ. І це вручити своєму генерал-лейтенанту Лапо. Це приказ для вас, але не для мене. З презрением. Gestul grăincerului ucrainean face trimitere la o scenă biblică. Sunt cei 30 de arginți primiți de Iuda pentru a-l trăda pe Iisus. În cele din urmă, corpului diplomatic Belarusiei a fost permis accesul către teritoriul moldoven. Liniște nu este însă nici peste Prut și Nistru. Pacificatorii ruși din Transnistria, în fapt o adevărată forță de ocupație, au arborat drapeluri URSS. Ребята, вот смотрите. Это УГРВ. Советская власть вернулась. Идем в Советский Союз. Мы восстанавливаем советскую власть. Este o acțiune de propagandă și o provocare, spune Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Deocamdată, semnele fostei Uniuni Sovietice au putut fi observate exclusiv în unitățile militare rusești, nu și în cele ale forțelor armate ale așa zise Republici Transnistrene. Războiul din Ucraina naște orori fără precedent. Potrivit autorităților de la Kiev, victime colaterale ale armatei ruse au fost 109 copii. Alți 130 au fost răniți în timpul bombardamentelor. Pentru a atrage atenția lumii asupra tragediei care are loc în țara lor, locuitorii din Lviv au împânzit centrul orașului cu cărucioare goale. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Piața centrală din Lviv a fost ixită cu șiruri lungi de cărucioare. E un gest prin care localnicii comemorează cele mai tinere victime ale invaziei rusești. Як так можна зовсім бути таким ідіотом в цій Росії, щоб таке допустити? Де ті люди, ті росіяни? Неужели вони не знають, що він не захищає ніяких російськомовних на Україні? Він просто зійшов з розуму і все. Так, я скажу те, що я думаю. Тому що нормальна людина ніколи в житті такого не зробила. Mass-media ucraineană popularizează intens imagini care surprind momentele în care părinții își plâng copiii răpuși de bombe. Într-una dintre filmări se au strigătele sfâșietoare de durere al unei femei care își vede fiul într-o baltă de sânge pe asfalt. Întreaga familie acestui bărbat a fost ucisă de invadatori. Încercau să fugă din Irpin, un oraș aflat în apropiere de Kiev. Рюкзак, который был на моем сыне, его посекло минами, были осколки. Сын был в осколках с ног до головы. Это рюкзак, который был на моей дочери. То есть здесь четко видны следы крови. Она получила осколочное ранение в висок. Potrivit ultimului raport al ONU de la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste 800 de civili și-au pierdut viața. Autoritățile de la Kiev susțin că numărul victimelor este de ordinul miilor.
Cine nu s-a bucurat va suporta consecințele. Asta se întâmplă acum după marele spectacol oferit de Vladimir Putin pe stadionul Lijniki din Moscova. Cei peste 200.000 de oameni vor fi urmăriți pe înregistrări pentru a vedea dacă au fost fericiți pentru conducătorul lor sau nu. Vlad Putin a promis refacerea URSS cât de curând, iar unul dintre interpreții de pe scenă a cântat o melodie cu trimitere directă la Republica Moldova. Triumful lui Putin și teama participanților sunt două elemente care rez în marele spectacol oferit de conducătorul rus pe stadionul Lujniki. Sub pretextul că sărbătorește 8 ani de la anexarea Crimeei, țarul de la Kremlin a vrut să justifice în fața poporului și să-l asigure că prin acest război îi salvează practic pe oamenii din Ucraina. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине. И мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Discursul a emoționat chiar și pe el, care a avut nevoie de un moment de respiro, în care să-și stăpânească lacrimile. Prezența lui Putin pe stadion a fost totuși o surpriză pentru participanți. Так получилось, что начало операции совпало, совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников, причисленных к лигу святых, Федора Ушакова, который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения. Он как-то сказал, что грозы сии пойдут во славу России. Так было тогда, так сегодня и так будет всегда. Спасибо! Apariția lui Putin a fost surprinzătoare și pentru jurnaliști independenți de la Novaya Gazeta, care, deși niciodată nu au fost blânzi cu Putin, au spus că președintele rus a fost convingător, aproape hipnotic. Nu l-a mai văzut de mult timp în astfel de Vladimir Vladimirovici, proaspăt, vesel, în jachetă și pulover, ochii sunt în flăcări, mâinile gesticulează activ. Și ziarul Comersant a scris despre eveniment că a fost înălțător. Discursul lui Putin a fost aplaudat de fiecare dată de mulțimea de oameni. Putin le-a promis chiar că nu mai e mult până ce Marea Rusie se va reface. Marea Rusie ar cuprinde și Republica Moldova, iar asta reiese din cântecul lui Oleg Gazmanos, care a interpretat melodia Made in URSS, un cântec care dă fior la Chișinău. Ucraina e Crim, Belarus și Moldova, eta maia strana. 90.000 de oameni l-au aplaudat și aclamat pe Vladimir Putin pe stadion, iar alți peste 100.000 au urmărit spectacolul din afara stadionului. Mulți dintre ei au fost însă obligați să vină la acest eveniment și au fost luați cu autocarele de la muncă și se pare chiar plătiți pentru asta. Așa că mulți au mimat bucuria. Deja vorbim de o implozie a regimului la Kremlin, vorbim de o implozie psihologică la nivelul președintelui Rusiei și, drept urmare, va trebui ca în cele din urmă oamenii care încă mai au cap pe umeri în Rusia să-și controleze președintele pentru că a devenit o povară pentru ei. Imediat după discursul lui Putin, stadionul a început să se golească rapid. La fel ca în Coreea de Nord, cei care parcă nu s-au bucurat pentru conducătorul lor vor fi pedepsiți. Imaginele de pe stadion vor fi vizualizate cadru cu cadru pentru a identifica pe cei care nu l-au aplaudat pe țarul Putin. Ori nu s-au bucurat să-l vadă. Toți aceștia vor fi pedepsiți, notează presa din Rusia. Extrem de puținele canale media care nu sunt obediente sistemului de acolo. Au fugit din calea războiului și au ajuns în România, speriați și plini de griji. Este povestea refugiaților pe care lipsa banilor îi împiedică să ajungă în țările din vestul Europei. În ajutorul lor a stăit o comunitate creștină din Oradea care îi transportă gratuit spre destinații din Germania, Austria sau Italia.
Mii de refugiați ucraineni trec zilnic granița românească. Destinația celor mai mulți sunt statele bogate din vestul Europei. Mulți nu au însă banii necesari pentru a întreprinde o călătorie de câteva mii de kilometri. În ajutorul lor au sărit membrii unei comunități creștine care organizează zilnic curse gratuite. Ви знаєте, ми не взяли нічого такого цінного, бо в нас нічого немає, ми нас почали бомбити, ми вхватили те, що лежить тут, щоб було щось одягтися, щоб було щось з'їсти в дорозі, і більше нічого такого не взяли. Єдине, що забрали ліки з собою, щоб були, бо ми вже готувалися, на всякий випадок тримали це все. Sunt dornici să lucreze. Cred că lucru este una dintre ancorele vieții lor pe care vor să o regăsească cât mai repede. Tot ce știu refugiații este că vor să ajungă într-o țară cât mai departe de Federația Rusă, așa că au nevoie inclusiv de consiliere cu privire la statele care i-ar putea accepta. Care sunt țările în care pot să ajungă, cum se procedează, care este traseul și... Ce fel de acte au nevoie acolo și... Da, ce fel de acte și cine îi așteaptă. Situația din punctele de frontieră cu Ucraina îmbracă adesea forme disperate. Imaginile cu un bărbat ucrainean care a încercat să intre în România ascuns într-o cutie au devenit virale. Cel mai probabil ar fi trebuit să fie mobilizat și să ia arma în mână. Românii care au auzit de cele întâmplate se feresc să-l judece prea aspru. Un gest firesc. Dacă ai 5 copii acasă, încerci să le oferi totuși un viitor prin a fi acolo și a supraviețui. Dacă nu, deși nu mi se pare un gest extrem, mi se pare un inventiv mai degrabă. Nu că aș fi împotrivă, dar nu știu eu personal dacă nu sunt pregătit în domeniul respectiv, cum aș putea ca să ajung, ca să sprijin. Ce să zic, cei care sunt în domeniu, care au pregătirea, cred că pot face față sau cel puțin pot pune umărul la... în sprijinul apărării țării. Ar fi greu, da, să presupunem că ar trebui să rămână. Ar fi foarte greu, dar pentru copii, categoric, voi încerca orice metodă posibilă. Pentru că ei sunt mici, au un viitor și trebuie să încercăm să mergem înainte. Reacția de a fugi din calea pericolului este cât se poate de firească, spun și specialiștii. Aceste comportamente, noi, din punct de vedere psihologic, nu le putem judeca, dar le putem înțelege luând în considerare prin modul în care un om poate reacționa atunci când viața, integritatea lui sau a celor dragi este pusă în pericol, așa cum se întâmplă în perioada războiului. Fuga este, de fapt, din punct de vedere psihologic, un mecanism de apărare. În cele mai bine de 3 săptămâni de la începutul războiului din țara vecină, sute de bărbați ucraineni care s-au sustras încorporării au fost prinși de grăniceri români în timp ce încercau să forțeze frontiera. Un șofer teribilist a provocat un grav accident de circulație noaptea trecută. Făcea drifturi pe o stradă din centrul Ploieștiului. Urmările teribile ale gestului său necugetat le vedeți în câteva minute în jurnal. Doi frați gemeni în vârstă de 12 ani au văzut moartea cu ochii după ce un camion plin cu nisip s-a răsturnat peste ei. Totul s-a întâmplat în județul Vaslui. Șoferul pierduse controlul volanului. Unul dintre frați a fost transportat cu elicopterul la Iași, în timp ce șoferul și al doilea copil au ajuns la spitalul din Huș. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul a avut loc în localitatea vasluiană Șișcani. Șoferul camionului încărcat cu nisip a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de electricitate. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul s-a răsturnat. Doi frați gemeni în vârstă de 12 ani au fost grav răniți. Un martor a sunat imediat la 112. La locul solicitării au fost trimise două ambulanțe, SAR și o ambulanță SMURT. Au fost găsite cele trei victime, erau conștiente și stabile hemodinamic, dar prezentau mai multe leziuni. Unul dintre cei doi copii avea piciorul lupt. Unul din cei doi frați gemeni prezenta o fractură deschisă la nivelul unei gambe, motiv pentru care a fost solicitată intervenția elicopterului SMURT. Fratele acestuia, în vârstă de 12 ani, prezenta mai multe contuzii, era stabil hemodinamic și respirator și a fost transportat de echipajul SMURT la spitalul din Huș. Aparatul de zbor a ajuns la spitalul Sfânta Maria din Iași, unde băiatul a fost operat de urgență. Șoferul, un bărbat de 29 de ani, a reușit să iasă singur din cabina camionului. A ajuns și el la spital cu un braț fracturat. Cazul a fost preluat de polițiștii vasluieni, care au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
Neglijența unui fermier putea să provoace o tragedie. A dat foc la miriște chiar în apropierea unei benzinării. Incendiul de vegetație s-a extins rapid. Flăcările au pârjolit 5 hectare de la periferia Botoșaniului. Două mașini au fost făcute scrum. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins extrem de rapid. Fumul dens a îngreunat traficul la intrarea în oraș. Pompierii au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și au avut nevoie de 2 ore pentru lichidarea incendiului. A fost războinte între interlopii din Constanța. Cunoscutul Nureddin Beinur a fost împușcat noaptea trecută cu un pistol cu bile de cauciuc. Bărbatul zis și spaima litoralului se afla într-un restaurant din București și s-a luat la ceartă cu un rival. Conflictul a degenerat rapid, iar amândoi au ajuns în stare gravă la spital. Toți oamenii implicați au fost duși la audieri, iar polițiștii urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat. Temutul interlop Beinur a participat noaptea trecută la o petrecere organizată de frații Caran, membrii unui cunoscut clan mafiot din București. Acolo s-a întâlnit și cu rivalul lui Tibi Francezu, cu care a intrat rapid în conflict. Noaptea trecută, în jurul orei 4, omul de afaceri din Constanța s-a certat cu un alt bărbat. Cei doi se aflau în interiorul acestui restaurant din capitală. În urma conflictului, spiritele s-au încins rapid, iar Beinur a fost chemat în fața restaurantului, unde a fost împușcat cu un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după, prietenii victimei au ieșit și ei și l-au bătut pe agresor. Beinur a fost dus de urgență la Spitalul Floreasca din capitală, dar medicii au decis să îl transfere la Spitalul Militar. Odată ajuns la spital, medicii care erau de gardă au sunat la 112. Atunci ar fi intrat pe fir și polițiștii. Două echipaje au ajuns la spital și au descoperit că interlopul Beinur a fost împușcat în cap. În urma anchetei au fost identificate toate persoanele care se aflau în restaurant și ulterior au fost duse la audieri. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1. Beinur este cunoscut în lumea interlopă pentru petrecerile de lux pe care le organizează. Nureddin Beinur și spaima litoralului a fost implicat de-a lungul anilor în mai multe scandaluri. La începutul pandemiei s-a luat la bătaie cu mai mulți polițiști din București după ce a fost amendat cu 10.000 de lei pentru că a participat la un eveniment organizat ilegal. Tot atunci a primit și o amendă de 2.500 de lei pentru că nu purta masca de protecție. În luna octombrie anului 2010, Beinur a fost arestat și a stat după gratii un an. A fost acuzat de șantaj, instigare la șantaj și ultraj. Victima a fost un om de afaceri, Marian Mocea, care îi plătea taxă de protecție lui Beinur. În momentul în care nu a mai vrut să-i dea bani, au început și amenințări. Un șofer teribilist a provocat un grav accident de circulație noaptea trecută. Bărbatul făcea drifturi pe o stradă din centrul Ploieștiului și, în timp ce încerca să facă slalom printre mașini, a intrat într-un autoturism care circula regulamentar. Întreaga scenă a fost filmată de un martor. În imagini se poate observa cum imediat după accident șoferul teribilist continuă să facă drifturi, iar apoi pleacă în viteză. Mașina avariată a fost proiectată în celelalte autovehicule parcate. Din fericire, șoferul nu a pățit nimic. Polițiștii au început acum o anchetă și încearcă să-l identifice pe bărbatul vinovat de acest accident. Incident șocant la o școală de prestigiu din Craiova. Un elev de clasa 8-a s-a aruncat de la etajul unității de învățământ. Presiunea prea mare pusă de profesori ar fi fost cauza încercării sale de a se sinucide. Din fericire, adolescentul a supraviețuit căderii în gol. Vă avertizez însă că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia a avut loc la școala gimnazială Traian din Craiova. Imediat după ora de biologie, elevul de clasa 8-a s-a îndreptat către o fereastră și s-a aruncat de la etaj. Colegii spun că ar fi fost supărat că primise nota 4. Ar fi lăsat chiar și un bilet profesorului care l-a examinat. Era în timpul ultimei ore de curs. Elevul nu a mai mers la oră, a rămas în clasă și a căzut de la fereastră, domnul portar l-a văzut, ancheta este în derulare, am demarat și noi acțiune la nivel de școală. La sosirea echipajului SMURD, adolescentul era conștient, a fost transportat de urgență la Spitalul Județean de Urgență Craiova. A fost adus de către echipajul de terapie intensivă mobilă cu politraumatism prin precipitare.
A fost investigat în unitatea de primiri urgențe, a primit îngrijiri de urgență, a fost internat pe clinica de chirurgie ortopedie pediatrică. Băiatul este fiul unui cunoscut notar din oraș. Părinții îl ducea la psiholog de câteva luni pentru că deseori spunea că vrea să moară din cauza presiunii la care era supus la școală. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au demarat o anchetă internă. Copilul cu siguranță va avea parte de consiliere psihologică, dar și colegii lui de clasă, va avea parte de sprijin din partea conducerii școlii, cadrelor didactice. Polițiștii fac și ei cercetări. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Toți cei implicați vor da explicații în fața oamenilor legii. Psihologii atrag atenția că presiunea performanțelor școlare poate duce la dezvoltarea de probleme psihice grave în rândul adolescenților. Zeci de constanțeni au participat la Marșul pentru Viață, un eveniment anti-avort, iar în fruntea marșului s-a aflat Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Scopul principal al procesiunii a fost chemarea credincioșilor la apărarea vieții, dar și a familiei și a căsătoriei. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta. Marșul a început cu o rugăciune ținută de preoții de la Catedrala Arhiepiscopală Sfinții Apostoli Petru și Pavel, apoi credincioșii au pornit spre piața Ovidiu. Oamenii spun că au ieșit în stradă alături de copii ca să apere valorile familiei. Trebuie să ne educăm copiii și să învățăm cum să ferească, cum să îndepărteze ispitele astea și când să înceapă viața sexuală. Dintre cei care au participat la Marșul pentru Viață la Constanța s-au numărat preoți și profesori. Cu toții au militat pentru interzicerea avortului. Este cel mai mare păcat, cel mai mare păcat, cea mai mare greșeală a vieții. A da viață este cel mai frumos lucru pe lume. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfințitul Teodosie, a fost cel prezent la eveniment. Acest marș pentru viață trebuie să fie o bucurie. Este un entuziasm, o explozie de bucurie că viața este pusă în evidență. Acțiunea de la Constanța a avut drept scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la avort și efectele negative ale acestuia asupra familiei. La doar 11 ani, un tânăr din Oradea este un adevărat exemplu de curaj și perseverență. A fost depistat la o vârstă fragedă cu amiotrofie spinală, o boală care îl ține imobilizat într-un scaun cu rotile. Rămas și fără sprijinul tatălui, care a plecat când a aflat diagnosticul medicilor, copilul nu s-a dat bătut. Vine zilnic la școală împreună cu mama lui și are 10 pe linie. Amândoi trăiesc însă din ajutorul de însoțitor de 1700 de lei. Băiatul are însă un vis, iar pentru a-l ajuta să și-l îndeplinească, patronul unei firme din Oradea a decis să-i acorde lunar 1000 de lei. Antonio Noghi este elev în clasa 5-a la Liceul Ortodox din Oradea. La vârsta de 2 ani, mama s-a observat că are deficiențe locomotorii, iar la scurt timp, medicii au pus un diagnostic crunt, amiotrofie spinală neurogenă. De la 7 ani este imobilizat într-un scaun cu rotile, dar acest lucru nu i-a oprit deloc activitatea școlară. Ba din contră, semestrul trecut a avut 10 pe linie și este unul dintre cei mai apreciați elevi. Am încercat să învăț, să fiu cel mai bun din clasă. Atunci când vei mai crește, ce ți-ar plăcea să faci? Posibil să fiu un istoric sau un profesor. Dumnezeu mă ajută cu toate. Îi mulțumesc în fiecare zi că mă ajută să iau note bune și să fiu îndrăgit de profesor. Și de către colegi. Da. E o lecție pentru noi, Antonio, în fiecare zi, și pentru noi dascălii și pentru colegii lui, o lecție de perseverență, de demnitate, de tenacitate, de curaj și de faptul că se poate depăși orice atunci când există voință. Când a aflat verdictul medicilor, tatăl băiatului a părăsit familia, iar întreaga responsabilitate a trecut în sarcina mamei, care se descurcă doar cu ajutorul de însoțitor de 1700 de lei pe lună. Îl aduce zilnic la școală și rămâne cu el la ore pentru a-l ajuta atunci când obosește. Îl pasionează mult. Școala prinde mult din ce povestește profesorul la clasă, mai repetă puțin acasă, îi place. Îi place școala. Cred în Dumnezeu, știu că am fost aleasă ca să fiu mama lui Toni și mă bucur pentru așa ceva. Familia mea alături de mine și mereu m-am descurcat.
Impresionat de povestea lui Antonio, Valeriu Trip, proprietarul unei companii din Oradea, a decis să-i acorde lunar o bursă de 1000 de lei. Doresc să trăiască mulți ani, dar cât va trăi o să ofere această bursă? Până când ajunge la vârsta care își poate el câștiga, dacă își va putea câștiga salariul, că se imobileze toată camera lui așa cum își dorește el. Din nefericire, pentru un copil de vârsta lui nu există momentan un tratament care să oprească evoluția bolii. Chiar și în aceste condiții, mama lui Antonio este optimistă și încurajează familiile care trec prin astfel de drame. Să creadă în ele, să fie puternice, cel mai important, să știe că o să fie bine. E greu, mai ales când primește așa o veste, dar se poate merge mai departe. Când îl văd pe el zâmbind, nu mai simt nicio greutate. Amiotrofia spinală de tip 3 își face apariția de regulă în primele 18 luni de la naștere, dar simptomele pot apărea până la vârsta adultă. În ciuda faptului că sunt imobilizați într-un cărucior, cei care suferă de această afecțiune au o speranță de viață aproape de normal. Războiul a schimbat viața multor copii din Ucraina. Zilele de refugiu au reprezentat o nedorită vacanță. Puțini sunt cei care, odată ajunși în România, și-au putut relua cursurile sau orice activitate care să le amintească de o viață normală. Copilăria a luat brusc pauză, iar în locul ei a venit o realitate crudă și un viitor cât se poate de incert. Veronica are 13 ani, nu și-a mai văzut părinții de o lună. Când a început războiul, mama ei a adus-o în România. De atunci se află în grija surorii ei mai mari. Am hotărât că totuși e mai bine de plecat, să știm că suntem în siguranță și am venit aici. Nu știu, vă spun sincer, chiar nu credeam că o să fie atât timp. Chiar într-adevăr, nu știu, zic poate o săptămână, dar e o lună practic. E frică foarte mare. E cam panică și asta e problemă, într-adevăr. Părinții ei se află în acest moment la Cernăuți, la 40 de kilometri de granița românească. Deocamdată sunt în siguranță. Rușii nu au bombardat Bucovina de Nord. Părinții mei sunt medici. Tatăl meu a rămas pentru că avem la noi în sat foarte mulți refugiați și trebuia să ajute, într-adevăr, era nevoie de ajutor. Mama exact e medic la salvare, e lucrează. Sincer, mi-e foarte dor de ei, chiar vă spun așa cum e, nu știu, sper să revin acasă și să-i văd. La scurt timp după ce a ajuns în România, Veronica s-a înscris la școală. Acum este elevă în clasa 7-a, la școala 88 din capitală. A venit, nu știam nimic, adică când am venit la școală, doamna directoare m-a primit, a zis că o să fie bine și chiar așa a fost. La școală m-am integrat foarte bine, colegii sunt foarte binevoitori, profesorii sunt interesați. Că, nu știu, mi se pare chiar într-adevăr foarte bine, nu știu, m-am acomodat chiar. S-a integrat ușor. La Cernăuți a învățat limba noastră de la etnicii români care locuiesc în oraș. Ea s-a integrat foarte bine la noi în școală. Colegii au primit-o cu brațele deschise, cu toată compasiunea și înțelegerea lor, chiar dacă sunt mititei, ei înțeleg foarte bine situația. Și atunci i-au acordat tot sprijinul. Ne-a spus că întâmpină ceva dificultăți la matematică și la fizică. Veronica este un copil sensibil, așa am perceput-o din prima clipă când am văzut-o, dar se implică la ora de limba română, nesperat. Pentru că atunci când a venit în clasă, mă rog, am luat-o mai ușor, să spun așa, dar și-a făcut temele, a dorit să răspundă la ore, deci e foarte bine cu Veronica. Deocamdată Veronica își va continua studiile la București. Dorința ei cea mai mare este însă să se întoarcă acasă alături de părinții și bunicii ei. Și-a transformat pasiunea într-un adevărat muzeu. Un bărbat de lângă Rădăuți, împătimit al motocicletelor, se mândrește acum cu o colecție impresionantă. În palmares are peste 200 de bijuterii pe două roți pe care de-a lungul anilor le-a cumpărat, le-a recondiționat, iar acum poate să iasă pe șosea cu ele la defilare. Întreaga colecție valorează, atenție, aproape 2 milioane de euro și chiar dacă a primit sume impresionante pe colecția lui, n-a vrut să vândă nici măcar o piuliță. Acest sunet răsună zi de zi din curtea lui Alexandru Șcheul. De mic, iubește motocicletele și mereu și-a dorit să aibă măcar una. Dorința i s-a îndeplinit cu vârf și îndesat. Are nu una, ci 201. Prima a cumpărat-o acum 18 ani și nu s-a mai oprit. A adus acasă motoare inutilizabile sau foarte vechi. Pe toate le-a recondiționat și le-a readus la viață. Prima motoretă, am intrat în contact, o am aici, a fost al tatăl meu, când aveam 6 ani, a cumpărat-o.
o motoretă Carpați și de atunci, lângă el alături, tot am învățat ușor el mecanică și am făcut din asta o pasiune pentru, și un hobby pentru mine. Da. Deci 95% din ele au fost desfăcute toate, bucățică, bucățică, și recondiționate din... Am spus, toate pornesc, toate, deci până n-au pornit, nu le-am băgat în expoziție, am făcut turii cu ele și oricând ele sunt disponibile și merg. La unele modele a lucrat an la rând și când a văzut ce comori ies din mâini, a deschis o expoziție care acum valorează aproape 2 milioane de euro. Mai există așa ceva în lume? Asta e unicat. Asta de aici are unicat, e făcută de American Chopper, de băieții de acolo, de Paul Tăutu. Asta iar e unicată, asta Dracula, a noastră, da. Cea mai veche motocicletă e de pe vremea războiului. A fost fabricată în anul 1912 și este așezată la loc de cinste în cadrul expoziției și chiar dacă multă lume s-a oferit să o cumpere, nu s-a lăsat înduplecat. Nu m-am dus să dau niciuna. Vă spun că am muncit foarte mult la ele și cred că s-ar duce o bucată din inima mea dacă aș da o motoretă, cât am lucrat la ea. Nu, deci nu sunt pentru vânzare niciuna. Au venit din Germania cineva și m-a rugat foarte mult, să-i foarte rar și a văzut cât de frumos merge și a scos 65.000 de euro să-mi dea motocicleta. Am spus că, domnule, au mai scos 5.000 și tot mai scotea. Nu, domnule, poți să te duci până la 100.000, nu dau niciuna. Are toate modelele românești fabricate vreodată, dar și o mulțime din întreaga Europa și chiar de peste ocean și, cu toate acestea, îi se pare că are puține. Vrea să adune în palmares cel puțin 500 de motociclete, iar pentru asta e nevoie de ajutor. Când ai pasiune pentru așa ceva și o faci din dragoste, nu-i complicat deloc, poate chiar ceva simplu. Alexandru Șcheul se mândrește și cu două mașini de epocă, dar e loc de mai bine. În acest moment, expoziția lui ar fi a treia ca mărime din Europa și cea mai mare din Europa de Est. Valencia este zilele acestea capitala europeană a distracției. Statui, care alegorice și spectacole pirotehnice împânzesc străzile orașului. Ce sărbătoresc spaniolii? Vă spun însă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. Sute de mii de turiști au invadat străzile orașului spaniol Valencia. Acolo are loc celebra sărbătoare Fallas. Este cel mai mare spectacol stradal din Europa. Statui, care alegorice și spectacole pirotehnice. Așa poate fi rezumat ce se întâmplă acum acolo. Corespondentul Prima TV în Spania, Alin Petrică, este chiar în Valencia și ne spune cum se simte această sărbătoare, ținând cont că a cam plouat astăzi. Da, ploaia s-a oprit în sfârșit. Eu mă aflu aici în centrul Valenciei. Este locul în care duc toate drumurile, toți oamenii vin aici până la urmă. Sunt mii de oameni în jurul meu. Aici este una dintre cele mai frumoase, zic eu, statui și grupuri construite. Aceste statui vor fi arse începând cu ora 8 din seara asta până la ora 12. Noaptea vor fi incendii foarte multe, tot orașul va fi plin de fum, plin de lumină, plin de foc. Desigur vor fi pompieri peste tot. De unde am parcat eu, adică de foarte departe, ca să vin aici, mi-a luat aproape o oră și jumătate și nu pentru că m-aș fi oprit foarte mult, ci pentru că se merge rind de mers. Sunt mii de oameni, fiecare intersecție, fiecare piață este înțesată de oameni care admiră aceste statui sau pur și simplu se bucură de explozia propriu-zisă de petarde. Este un moment special, Mascleta se numește aici, fiecare cartier pe lângă statuia pe care și-o construiește organizează și un foc de artificii. Există și un concurs, va fi premiat cea mai frumoasă statuie și va fi premiat cel mai frumos foc de artificii. În acest moment sunt sute de mii de oameni în Valencia. Am citit cifrele, 80% din capacitatea de cazare din oraș și din împrejurim este absolut ocupată. Dar nu numai pentru este sărbătoare pe stradă, acum e atât de multă lume pentru că inclusiv valencienii au ieșit pentru că este sărbătoarea lor până la urmă. Eu rămân aici, o să transmit în continuare pentru Prima TV. Aștept focurile, aștept incendierile din Spania, din Valencia, pentru Prima TV. A transmis Alin Petrică.
sport. Trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine în studio și vine cu mai multe amănunte informații. Bună seara, Roxana! Bună seara, Marius! Bun găsit tuturor! Am venit cu vești bune, după cum am promis zilele următoare. Începe să se încălzească, astfel că mâine vom avea temperaturi maxime cuprinse între 3 și 11 grade, însă de zilele următoare temperaturile cresc ușor, ușor și vom ajunge la maxime de 16 grade. O doar valoare... 16, nu mai mult săptămâna viitoare? Până marți. A, doar până marți. Până de marți încolo se răcește iarăși. De marți încolo cresc treptat și vom ajunge la valori normale pentru această perioadă. După cum au anunțat și meteorologii, vine primăvara la sfârșitul lunii martie. Am înțeles. Și în capitală vom avea parte de vreme frumoasă. Mâine avem 9 grade, iar zilele următoare maxime de 11-12 grade. Dar haideți să vă spun mai multe. Mâine ne așteaptă o zi frumoasă, dar rece. Temperaturile mai cresc puțin, astfel că maximele se vor încadra între 3 și 11 grade. Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în Moldova, dar și la munte. În capitală, mâine se încălzește puțin, maxima va atinge cam 9 grade, însă și aceasta este o valoare mai scăzută decât în mod obișnuit pentru această dată. Norii apar destul de rar, însă vântul rămâne activ pe timpul zilei. Luni, temperatura va urca până pe la 11 grade, atmosfera va fi schimbătoare, cerul va fi înorat, iar vântul va fi din ce în ce mai insistent. Marți pe cer vor mai fi câțiva nori, dar vom zări și soarele. Vântul va avea intensificări și va atinge viteze de 50-55 de km pe oră. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg imediat după Focus Sport. Marius! O să ne-ați mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Este seară de Liga 1, de la ora 20. Nu ratați meciul etapei. Farul întâlnește acasă pe CFR Cluj, iar Gheorghe Hagi e decis să obțină victoria. De la 22:30, Benicio del Toro îi dă viață celebrului Pablo Escobar în filmul serii Escobar, Paradisul Pierdut. Să aveți o seară și o noapte, așa cum vă doriți, bineînțeles. Ne revedem mâine la ora 18 la Focus, aici la Prima TV. Acest program este disponibil și pe Prima Play.